Vladimir Putin a luat foc în scandalul momentului, nu putem să acceptăm. Presubliniere din telerus Vladimir Putin a denuncat tentative de a semna panica pe internet din STR Intate, în timp ce Carasa se află în doliu în urma unui incendiu sângeros într-un centru comercial din Siberia, relatează AFP. Vedem, din nefericire, posturi pe rețele de socializare, inclusiv din STR Intate, menite să semene panica, să semene neîncrederea, să ridice oamenii unii împotriva altora, a declarat Putin la o reuniune consacrată tragediei cu oficialii la nivel național. Putem să acceptăm asemenea lucruri în nicio circumstanță, a subliniat el. Putin le-a cerut autorităților vizate să efectueze o anchetă total obiectiv sublinierei transparent cu privire la această dramă, care s-a soldat duminic, la Chemerovo, cu 64 de morți, între care 41 de copii. Chiar sublinierei asemenea tragedii sunt folosite în scopuri provocatoare. Este un fapt sublinierei avem de-a face cu el, a declarat primul adjunct al directorului administrației prezidențiale Serghei Kirienko, citat de agenția RIA Novosti. Furia este palpabil în Rusia, la trei zile de la incendiul sângeros care a devastat centrul comercial la Chemerovo, în Siberia. Potrivit anchetatorilor, sinistrul a fost cauzat de încleceri flagrante ale regulilor de siguranță, conform newsro.ro.